Doi tineri din comuna Grădinari au fost reținuți ieri de poliție în urma unor percheziții ce au avut loc la domiciliile lor. Aceștia au spart magazine dintr-o localitate din Gorj, de unde au furat 500 de lei și țigări. Furturile au avut loc noaptea de 3 spre 4 martie, iar tinerii au fost ridicați ieri. Potrivit anchetatorilor, aceștia au fost ajutați de doi minori să comită spargerile. Toți patru sunt cercetați acum pentru furt calificat, însă doar doi dintre ei au fost reținuți. Polițiștii au identificat patru tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, toți din comuna Grădinari, județul Olt, iar în cursul zilei de ieri au fost efectuate trei percheziții domiciliare pe raza acestei localități, în vederea documentării activității infracționale. Polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi tineri de 19 și 22 de ani, aceștia fiind introduși în centrul de reținere și arestare preventivă a IPJ Gorj. Cei doi tineri au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Novaci cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.